Bun găsit tuturor! Vă propun în această seară, zi, oricând ați urmări, dați oricum subscribe canalului nostru Cristi Brancu, o poveste absolut neașteptată, pentru unii poate știută, dar rarisimă, pentru că foarte rar auziți de ea. Și foarte rar vedeți imaginile pe care le veți vedea în continuare, sunt niște fotografii rare, exclusive și despre care putem povesti. Unii dintre politicieni nu au trecut. Alți politicieni au un trecut pe care doresc să-l ascundă. Alții au un trecut foarte agreabil, care pare să nu aibă niciun fel de legătură cu ceea ce se întâmplă astăzi. Printre aceia se află Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului, foarte contondent în această perioadă, foarte vocal, la putere, alături de o coaliție sau în interiorul unei coaliții care poate să fie comentată în fel și chip, dar nu vreau să fac politică oricât ați încercat să mă îndemnați să fac acest lucru prin mesajele voastre. Puțină lume știe însă că acum foarte mulți ani de zile, și anume în anul 1971, Călin Popescu Tăriceanu la 19 ani era manechin. Și nu e glumă că era manechin, pentru că în 1971, într-o revistă foarte cunoscută de modă, de fapt singura revistă cunoscută de modă a acelor vremuri în România comunistă, care se numea Modern, care exista din 1951 și care în 1971 era într-adevăr o revistă cunoscută într-o perioadă de totuși primăvară a României și de relaxare a anilor 70 și de emancipare și de aer occidental, deși cu siguranță comunismul era la putere și era chiar anul în care Nicolae Ceaușescu se ducea în țările asiatice și vedea modelul corean, modelul lui Mao și începea să înțeleagă că poate să fie și el faraonic. Ei bine, tocmai în acel an, un puș de 19 ani apărea pe coperta revistei Modern. Foarte prezentabil, foarte frumușel, după cum vedeți în imaginile pe care vi le arătăm chiar în acest moment. Îl vedeți pe Călin Popescu Tăriceanu, tânăr, dar totuși trăsăturile sunt inconfundabile, este chiar același Călin Popescu Tăriceanu cu o finețe și cu o eleganță, vorbim de vestimentație, evident, și de modul de a se purta, despre discurs și despre alte lucruri, vă invit să comentați de unii singuri, nu intru în aceste detalii, care era însă moștenită, pentru că, pentru cine nu știe, Călin Popescu Tăriceanu este dintr-o familie foarte bună, iar tatălui de-al doilea, ca să zic așa, a fost Dan Amedeo Lăzărescu, celebrul istoric, pentru cei care au prins anii 90, un om cu o coloană vertebrală absolut fantastică, un liberal convins și unul dintre cei care au reaprins luminile în masoneria română. Un om cu adevărat spectaculos, mama lui Călin Popescu Tăriceanu, o doamnă, o aristocrată a României, care a supraviețuit acelor ani de detenție a spiritului cum a fost în comunism. Ei bine, din această combinație foarte interesantă s-a născut un băiat elegant, stilat, pentru că nu aveți ce spune și în acest moment Călin Popescu Tăriceanu la orice fel de apariție este impecabil și, după cum spuneau și alții, importantă este atitudinea. Poartă hainele într-un fel care îl face să fie întotdeauna să-i stea bine, să fie degajat, chit că este îmbrăcat sport sau este îmbrăcat la costum, cum îl știți de obicei, un aer franțuzit care vine din educația lui. Ei bine, în acel an nu era un manechin angajat la celebrele case de modă comuniste de ale acelor vremuri. Mama Zila și-l aduce aminte destul de vag. Mi-aduc aminte că am vorbit în momentul în care am descoperit această poză acum mulți, mulți ani de zile. Adică în jurul anului 2005 a apărut această fotografie în peisaj și iată o imagine pe care Călin Popescu Tăriceanu nu a comentat-o aproape niciodată și în momentul în care a fost descoperită a refuzat să intre în asemenea detalii. E adevărat, era premier, atunci erau multe lupte cu Băsescu, dăi și luptă și luptă și dăi. E bine, Călin Popescu Tăriceanu era manechin cu jumătate de normă, lua 250 de lei pe lună și a fost o perioadă foarte scurtă până când s-a apucat serios de școală și a mers mai departe. Însă, după cum vedeți, imaginea și statura lui a fost foarte interesantă încă de atunci și a continuat să fie după 1990, când Călin Popescu Tăriceanu a făcut parte, tocmai prin imaginea lui, dintr-o zonă, dintr-un val de aer proaspăt din zona politicii românești, prin acei tineri liberali care încercau să aibă, să aducă o față nouă politicii românești și, într-o anumită măsură, lucrul acesta a fost de bun augur într-o perioadă în care veneau foarte mulți politicieni din vechi
vechile structuri. Orcălin Popescu Tăricianu a fost o gură de aer. L-am cunoscut întotdeauna foarte elegant, l-am văzut și la evenimente private, întotdeauna, într-adevăr, cu o statură anume, de fiecare dată însoțit de o femeie foarte frumoasă. A fost căsătorit de 5 ori, pe câteva dintre soții chiar le-am cunoscut, pe ultimele două recunosc, însă de fiecare dată, de când a apărut presa mondenă, întotdeauna la brațul lui Călin Popescu Tăricianu, acea soție care era întotdeauna elegantă, stilată, pentru că este genul de femeie pe care l-a căutat. Același Călin Popescu Tăricianu, care nu se sfia, ca chiar în perioada în care era premier, să umble cu motocicleta lui Harley Davidson atât de puternic și atât de des. Poate că era un mod de a se detensiona, încât a avut și un accident și la un moment dat a avut piciorul în gips. Deci a fost chiar un premier cu piciorul în gips, după ce avusesem un general cu piciorul în gips la Revoluție, ocazie cu care Călin Popescu Tăricianu a mers în continuare, a avut activitate și chiar l-am văzut la nunta bunului meu prieten Peter Imre, stând la masă mai degrabă, pentru că nu avea cum să evolueze pe ring și, evident, pentru că era premier, toată lumea trecea pe la el, pentru că așa se întâmplă întotdeauna când ești la putere. Azi ești la putere, ai un alai de 20 de oameni în jurul tău, mâine nu mai ești la putere și nu mai e nimeni, s-ar putea să nu-ți deschidă nimeni ușa la lift, deși ar fi trebuit. Pe de altă parte, într-o bună zi, în culisele televiziunii Antena 2, pe acea vreme, astăzi Antena Stars, pe care vă invit să o urmăriți în continuare pentru foarte multe știri mondene, l-am întrebat pe Călin Popescu Tăricianu, pentru că în emisiunea mea au fost foarte mulți politicieni, de la Teodor Meleșcanu, Teodor Stolojan, Adrian Videanu și mulți alții, chiar și Daniel Marian Vanghelie. L-am întrebat dacă vine la emisiune și el s-a uitat și cu acel zâmbet perfect care își arată toată dantura, domnul Tăricianu a spus: Doamne ferește! Doamne ferește, pentru că, evident, Călin Popescu Tăricianu a avut o viață foarte interesantă, o viață, repet, în care a iubit foarte mult și cred că nu simțea nevoia să arate toate aceste lucruri. Fotografiile care se pot găsi cu Călin Popescu Tăricianu în civil sunt mai degrabă de la mare, este printre primii care și-a luat o locuință, un apartament în zona de nord, când încă erau doar câteva blocuri răzlețe și plaje neamenajate, în zona de nord a Mamaiei. Exista primul apartament construit în anii 2003-2004, chiar pe buza plajei, acum se poate construi aproape pe malul mării. Pe vremea aceea era un bloc care stârnea cumva rumori. Dom'le, cum s-a dat aprobarea pentru că acest bloc să fie pe plajă? Acum totul se întâmplă pe plajă, nu e niciun fel de problemă. Și acolo îl mai puteți vedea în continuare pe Călin Popescu Tăricianu cu o cămașă foarte degajată, poate chiar în bermude, stând împreună cu copiii lui sau cu soția lui, și întotdeauna degajat și sfidând orice fel de vorbe despre viața lui. De altfel, Călin Popescu Tăricianu a fost un tip, din punct de vedere al vieții, extrem de discret. Foarte puține lucruri s-au aflat despre soțiile lui. Poate că cea mai vizibilă a fost atunci când a fost premier. Atunci a avut apariții mai dese în zona mondenă împreună cu soția lui de a patra. E adevărat, și Loredana, soția a cincea, iese, dar parcă ipostazele mondene sunt mai rare, poate și pentru că lumea mondenă de acum 10, 12, 13 ani predispunea la o apariție mult mai elegantă în anumite cercuri, văzându-l în foarte multe evenimente private, eu știu, la ziua unor oameni, mi-aduc aminte la ziua lui Ilan Schwarzenberg, când a făcut o vârstă foarte frumoasă, Călin Popescu Tăricianu apărea chiar în momentul în care politica, pentru că politica întotdeauna folosește argumentele private pentru a se folosi la diverse diversiuni, anunța că domnul Călin Popescu Tăricianu este în pragul divorțului și el apărea cu soția de mână, ca și cum și de fapt se și dovedea în acel moment că nimic nu era adevărat, divorțul survenind însă mai târziu. Prin urmare, acest fel de a se purta și acest fel de a apărea în public a lui Călin Popescu Tăricianu este, până la urmă, din punct de vedere al felului în care se arată, în care se poartă, în care l-am văzut în restaurante dintre cele mai rafinate, comentând cu foarte multă atenție și pricepere delicatese absolut extraordinare, așa cum se întâmpla când Dan Chișu a deschis un prim restaurant cu tot soiul de lucruri
foarte, foarte interesante pe vremea când Dan Kirchner se ocupa de bucătărie. Restaurantul se numea Esperanto și a chemat câteva persoane foarte alese pentru a testa bucatele lui. Avea un ficat de gâscă cu amaretto absolut extraordinar și eram alături de Călin Popescu Tăriceanu când povestea despre rafinamentul acestor lucruri și unde le mâncase în lume. Prin urmare, avem și politicieni care nu-și pun poalele în cap, politicieni care știu să vorbească corect românește și lucrul ăsta este foarte bun și politicieni care au fost eleganți încă de când erau mici. Evident, rețineți un singur lucru, în acest film nu am de gând și nici nu vreau să vă invit să comentați despre politicianul Călin Popescu Tăriceanu, pentru că am vorbit doar despre prezența publică Călin Popescu Tăriceanu. Dacă vă place, dacă nu vă place prestația lui politică, site-urile politice și televiziunile vă stau la dispoziție. Acolo e muniție. Toate bune!